Slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului de seara aceasta și dacă tot ne-am obișnuit să ne ridicăm în picioare, vă invit să ne mai ridicăm o dată, să citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că am văzut că pe băiețel îl cheamă Elias, ăsta e americanul lui Elisei, vine de la numele Elisei și Domnul să binecuvinteze și pe Marta, Ioana, să... Amin. Lase binecuvântarea peste amândoi copilașii. O să citesc, pentru că pe băiețel îl cheamă Elias, o să citesc ceva de Elisei în seara aceasta și vă invit să deschidem cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 8, pagina în Biblie, 392. 2 Împărați, capitolul 4, începând cu versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată, i-a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea se ducea să mănânce la ea. I-a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază, apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el, doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când ți-o-i spune. Ea a plecat, deci, și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată pe sunamita aceea, acum aleargă dar înaintea ei și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat, s-o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi? Și Elisei a zis lui Gehazi, încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă, dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi l-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat
Și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura lui pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamită. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei, care i-a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Mulțumesc Domnului de harul de a fi din nou în seara aceasta împreună în casa lui Dumnezeu și sper că și pentru dumneavoastră e o binecuvântare. Ori de câte ori am ajuns în zonă, ușa Betelului a fost deschisă, scara de la Betel a fost așezată, numai să se întâmple lucrurile care le vrea Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu, să ungerii Domnului să urce și să coboare, dar vrea pentru Betelul din Botoșani în seara aceasta. Să fiu ca și boxa, numai să emit, dar la capăt, la microfon, să fie Dumnezeu. El să ne vorbească tuturora. Amin. Când vorbim despre copii, așa parcă e cel mai sensibil subiect. M-am uitat și m-am bucurat de corul de adolescenți și eu mă ocup de lucrarea de tineret la noi în biserică și m-am bucurat de voi copii, cel puțin ar vrea măcar la sfârșitul predicii să pregătiți să mai cântați odată ultima cântare care ați cântat-o. Ați cântat-o deosebit și a fost o mângâiere. Dacă eu am venit să fiu o mângâiere pentru voi, să știți că și eu am nevoie de mângâiere. Și vreau să vă spun, prin cântarea voastră am fost mângâiat în seara asta și vreau să o mai cântați, de fapt să o mai cântăm cu ei împreună, toți la sfârșitul predicii și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Uitați-vă când Domnul Iisus a vrut să compare și să dea formula de a intra în împărăția lui Dumnezeu, s-a uitat Domnul și a zis, dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, nu veți intra cu niciun chip dacă nu vă veți face ca cine? Ca Dani Popa, ca fratele păstor, ca și cu tare, ca unul, ca altul. Eu îl văd, ăla e omul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut între ghilimele, eu zic săptămâna asta cineva către mine, eu zic, frate, mie cel mai mult îmi place de predicatorul cu tare. Și mi-a zis numele. Zice, îi numai cu sabia, îi numai pe dreptate. Mă, zic, de ăștia mi-e frică. De ăștia care-s numai pe dreptate, ăștia staie capul pe dreptate. Hristos a venit să acopere dreptatea cu dragoste. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu în dreptul nostru cerea moarte. Dar Hristos a venit și a intervenit. După dreptate, fiecare dintre noi trebuia să fim morți. Noi trebuia să fim lepădați, dar a venit și a intervenit Hristos. Și în dragostea Lui s-a lăsat versetul de aur, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu moară după dreptate, ci să aibă viață veșnică prin dragostea Lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Când Domnul Iisus a vrut să arate cum trebuie să arătăm noi ca să putem intra în împărăția Lui Dumnezeu, Domnul Iisus a luat în brațe un copil și l-a dat exemplu. L-a dat exemplu, a zis, dacă vreți să intrați, n-ai nevoie de viză de America, n-ai nevoie de șpagă la vamă, te faci ca un copil. Uitați-vă, copilul e slab în putere, da? Nu o să vezi cât îi dă voinic el și mănâncă bine, tot e slab în putere. O zis Domnul Iisus așa, dacă vreți să intrați în cer, trebuie să vă vedeți slaba putere. Păi când ai puțină putere, ești dependent de cineva mai mare, da? Nu vedeți că noi tătă ziua încordăm mușchii? Câte neamuri avem noi? Câte neamuri avem noi în biserică când e vorba de alegeri? Cât suntem noi de voinici? Cât suntem noi de puternici? Și s-a uitat Domnul și a zis, ăștia au puțină putere. Copiii au puțină putere, dar știi ce au mari copii? Au credința în tata. N-ați auzit copiii care spun... Tata meu e cel mai puternic.
Ați auzit? Se laudă copiii dumneavoastră, copiii noștri și cu mine, mic de statură. Dar zice, tati, tu ești puternic. Mă, nu-s așa, ba, tu ești puternic, mai ales un din băieții mai mici. Zice, tu ești, mă, nu-s, ba, da, zice, uite ce mușchi ai tu, pune așa mâna la mine în comparație cu el. Clar că am mușchii mai mari, dar nu sunt așa puternic. Și a zis, Domnul, vedeți? Trebuie să vă vedeți ca un copil. Să vă vedeți slabi în putere și dependenți de mine. Știți cum ar trebui să arătăm noi? Dependenți 100% de Dumnezeu. În toate lucrurile care le facem, să ne vedem slăbiciunea noastră și puterea lui Dumnezeu. Mă uit de multe ori și la noi, la corul de copii. Copii, ascultați, tineri, ascultați-mă cu mare atenție. Din voi, ăștia timizi, ăștia parcă câteodată, poate dat în spate, poate cumva, nu, tu n-ai voce, du-te că l-aduc pe a meu să are voce și... Îți spun ceva, Dumnezeu va investi în tine. Dumnezeu te va ridica ca și un slujitor al lui Dumnezeu, ca să se folosească de tine. Dacă a fost cineva timid în viață, eu am fost timid în viață. Pe mine nu m-a ajutat nici fizicul să fiu curajos. Că n-am fost nici, cum zice fiul meu, puternic, n-am fost nici înalt, n-am fost, am fost om timid. Dar dacă astăzi predic cuvântul lui Dumnezeu, e pentru că Dumnezeu m-a ales din spate și m-a adus în față. Tata nu a fost nici păstor, nu a fost nici cu relații, nu a fost nici, n-am fost bogat, am fost lipiți pământului, dar Dumnezeu a văzut ceva în mine. Mi-a văzut dragostea pentru slujire, mi-a văzut dragostea pentru casa lui Dumnezeu. Nu știu, atunci nu înțelegeam, că am avut și eu momente ca și voi. Păi ai venit, ai cântat, dar nu-L cunoșteai pe Dumnezeu. Nu-i bai, tu rămâi lângă El, că vine vremea când îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Vine vremea când Dumnezeu îți va răsplăti credincioșia, când alții merg și fumează după bloc, când alții desfac sticla de tubor. Tu stai în casa lui Dumnezeu și laudă-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu va face la vremea hotărâtă de El, va face diferența între tine și ăia șmecherași. Va face diferența între tine și cei care L-au părăsit pe Dumnezeu. Uitați-vă! Că noi ne uităm, domne, care, și în familie, ne uităm care e liderul între copii. Care e ăla? Că între toți copiii și noi avem 4 copii, știm cam știm care e liderul, nu? Că se vezi că el mai bățos, mai ăsta. Dar știți cum alege Dumnezeu? Dumnezeu alege după cum vrea El. Noi l-am împinge pe ăsta, ba pe ăsta, pe ăsta. Și vine Dumnezeu și îl alege pe altul, care nu are calitățile alea care... Hai zice, eu cum să-l alegi, mă, pe ăsta? Uitați-vă, și după aceea o să intru în textul care l-am citit. Uitați-vă la Maria, sora lui Moise, da? Asta s-a născut cu calități de lider. Asta era o fată, o tânără puternică. Dom'le, vezi că de la corul de copii, dă mică, ia, eu știu, eu pot, eu... Are calități de... Cu asta s-a născut. Nu poți nega că are calități de lider. Uitați-vă că o luat mamă sa, sicriașul cu Moise și l-a pus între trestii pe marginea Nilului. Și vine fata asta cu idei extraordinare, sclipitoare. Și spune, mamă, vrei să mă duc să urmăresc? Ce zice mamă sa? Mă, bine zici, mă. Mă, du-te și urmărește. Du-te și urmărește sicriașul, vezi ce se întâmplă. Du-te, uită-te după el. Nu, gândiți-vă, ajunge Moise în mâna fetei lui Faraon, da? Și asta curajoasă, nu zice, bă, eu nu mă bag la Faraon că mi-e frică. Nu mă bag, eu nu știu să vorbesc. Mă, un curaj extraordinar pe ea. Merge la fata lui Faraon și zice, auzi, vrei să-ți caut o doică? Vrei să te ajut cu alăptatul? Să uită fata lui Faraon, da, cum ajuți? Îți aduc eu pe... Cunosc-o de... Tu să cunosc... Păi de ce eu mă las pe mâna ta, mă, fată? Mă las pe mâna ta? Știi ce zice fata lui Faraon? Du-te, domne, și adu-mi o doică. Și merge la mamă sa, care toată viața a fost casnică. Nu că n-a lucrat. O lucrat, dar a fost casnică. Lucra mai mult decât la servici. Lucra acasă. Că și noi, ce lucră mama? Mama nu lucră nimic. Serios, maică, dar nu lucră nimic. Nu, du-te, uite-te, cine se culcă ultimul în casă? Cine nu doarme de amiază? Că noi bărbații mai reușim să mai dormim câte 2 ceasuri la amiază. Dar uite-te că mama, tu spui că nu lucră nimic. Ba, maică-ta să ții minte că lucră foarte mult. Mai mult ca taică-tu. Mai mult ca tăți la un loc. Și se duce la mamă sa, fata asta, cu un spirit de lider născut. Se duce și îi spune, mamă, ți-am găsit de lucru. Te angajeze. Ce să mă, tu pe mine, ce să mă angajezi? Uitați-vă, acum am transpus un pic la vremurile noastre. O venit și o zis, mamă, ți-am găsit de lucru. Unde? La Faraon. Cum mă, mie? Ce să fac?
să mergi să alăpteze. Pe cine? Pe Moise. De fapt, niciodată n-am știut de ce Dumnezeu a lăsat ca numele lui Moise să rămână ăla care l-a pus fata lui Faraon. Nu știu ce nume o fi purtat înainte. Că zice că fata lui Faraon i-a dat numele de Moise și Dumnezeu nu-i schimbă numele. Îl lasă cum i-a pus numele fata lui Faraon. Ce nume o fi purtat? De ce nu i l-a schimbat Dumnezeu ca la Avram? Nu știu, nu m-am tot gândit. Cum i-a lăsat după fata lui Faraon, domne? De ce nu i l-a... Nu știu. Dar vine femeia asta și merge să-și alăpteze copilul, da? Uitați-vă, fetița asta, ce calități de lider a avut în ea, da? Nu, gândiți-vă, când a venit Amram, Iochebed era mamă sa și Amram era tată-sa. Vine Amram acasă, da? Și întreabă, unde-i mamă ta? Nu-i mâncare, unde-i mamă ta, mă? Zice, a început lucru. Bă, nu-ți bate joc, unde-i mamă ta? E la lucru, tată. Terminați-mă cu la lucru. Cum, mă, la lucru? Că azi dimineața a fost acasă. Zice, da, am angajat-o. Cine? Eu. Tu ai angajat-o pe mamă ta. Da. Unde? La Faraon. Uitați-vă că toate conexiunile astea, în privința lui Moise, cine le-a făcut? Soră sa. O fată, o copilă, care o știut, o avut sclipiri de interesare să așeze toate lucrurile și să facă planul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ceva. Deși asta s-a născut cu calități de lider, Moise era mai împiedicat în vorbire, în explicații, nu-ți doreai să predice la Betel, Moise. Că zice, domne, dar noi nu înțelegem, nu poți, mai ales la tineri. Păi zi, domne, mai repede, nu te pot asculta așa până ne explici tu. Și să uită Dumnezeu. Deși fata asta s-a născut cu calități de lider, deși a avut o minte ageră, sclipea în înțelepciune, avea o minte ageră, când se uită Dumnezeu și își caută un lider pentru popor, știți pe cine îl alege? Pe ăla stângaci. Pe ăla care n-avea experiență. Pe ăla care vorbea greu. Pe ăla care era timid. Pe ăla care era fugar. Uitați-vă cum întoarce Dumnezeu lucrurile. Dumnezeu nu are tiparul nostru. Dom'le, ăsta o cătat teologia. Ăsta trebuie să fie. Și vine Dumnezeu și zice, nu e ăsta. Bă, ăsta că a făcut doctoratul. Ăsta e rupt de cărți, toate cărțile zgăurite, că toate le-au citit. Și zice Dumnezeu, nu, eu am altul. Păi cum mă că-i Maria aici? Voi vedeți ce plan de acțiune are asta? Vedeți cât e de capacitată, de dotată intelectual? Și vine Dumnezeu și spune, da, și pe Maria o folosesc. Dar nu o folosesc cum îl folosesc pe Moise. Și totuși nu o pune pe Maria lângă Moise să-l traducă, să-i mai dea idei, pentru că poate îl mai zăpăcea câteodată cu ideile. Ei, avea fel și fel, că de la minte sclipitoare, nu-i numai un singur pas să mai dai rateuri. Și zice, și pe Maria o folosesc și în ea voi pune Duhul meu, dar lider îl voi pune pe Moise. Cum, domne? Pe Moise care e plin de greșeli, care e plin de slăbiciuni, da. Dragi tineri, adolescenți, uitați-vă aceia la mine. Vreau să vă spun, tu-ți cunoști căzămintele tale, tu-ți cunoști slăbiciunile, tu-ți cunoști lucrurile care poate te sperie, lucrurile care îți apasă inima. Îți spun ceva, așteaptă-te să fii folosit de Dumnezeu. Stai lângă Dumnezeu, că Dumnezeu nu se uită nici că ai trecut cu 6 clasa, nu se uită Dumnezeu nici că ai avut anumite scăpări în viață. Dumnezeu nu se uită. Dumnezeu când vrea să te folosească, Dumnezeu întâi te prelucrează, îți șterge impuritățile trecutului și după aia Dumnezeu se folosește de tine. Dumnezeu așa s-a folosit de fiecare dintre noi. Nu știu, poate ești o femeie sau un bărbat foarte capacitat. Ascultă-mă, rămâi la lucrurile smerite al lui Dumnezeu. Nu începe tu să întorci lucrurile, să răstălmăcești și să dai tot fel și fel de explicații. Că vine Dumnezeu și ia pe altul care e mai slab, ia pe altul care e ca un copil, se vede timid. De 5 ori eu zis Moise lui Dumnezeu, Doamne, nu mă trimite pe mine că nu mă duc, eu slab, eu sunt timid, nu mă trimite. Și eu zis, Dumnezeu, pe tine te trimit. Pentru că să știți ceva, oamenii lui Dumnezeu, când au fost chemați de Dumnezeu, întotdeauna au făcut un pas în spate. Oamenii cu o chemare deosebită din partea lui Dumnezeu nu au rupt gardul ca minerii să sară în față, ci totdeauna au spus, Doamne,
Tu mă chem la o lucrare prea mare pentru mine. Tu mă chem la ceva prea măreț pentru mine. Totdeauna omului Dumnezeu cu o chemare deosebită a avut oglinda lângă el și s-a uitat și a zis: nu se poate ca Dumnezeu să aibă nevoie de mine într-o lucrare așa de mare. Și zice Dumnezeu: ba da, pentru că ai dat un pas în spate, nu 10, nu să se tămilogească de tine, nu, ai dat un pas în spate și te-ai văzut slab în fața chemării mele, tu ești bun pentru... Când totdeauna îți vei vedea dependența de Dumnezeu. Dacă citiți istoria și cele 5 cărți ale lui Moise, o să vedeți de câte ori omul ăsta s-a trântit cu fața la pământ și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. N-a chemat pe Aron și pe Maria ca să zică: hai să vedem cam cum să facem. Totdeauna și-a văzut dependența de Dumnezeu. Totdeauna s-a uitat și a zis: Dumnezeu m-a chemat la lucrarea asta mare. Eu nu știu cum să fac, dar știți, eu am avut totdeauna pregătit un covor pe care să se arunce înaintea lui Dumnezeu și să ceară îndurare, să ceară milă, să ceară înțelepciune, să ne... O zis: nu știu cum să fac cu ăștia, nu știu cum să fac. Dar uitați-vă, omul chemat de Dumnezeu știe să se arunce. Dar când Dumnezeu rostește o sentință, știți ce mai știe omul lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu? Știe să se pună punte între popor și Dumnezeu. Când s-au aruncat pe același covor și au zis: Doamne, decât să-i nimicești pe ei, păi Moise, pe tine te fac un popor mare, pe tine te ridic la putere, o să vezi cum tăți îți mănâncă din palmă, că noi asta așteptăm, să-l avem pe om la mâna noastră, să-l avem la mâna noastră, să-i spui: băiete, știi tu, taică tu, ce mi-au făcut când au intrat în comitet în locul meu? Acum e rândul meu să te votez. Mi-aduc aminte, nu știu, transmiteți live? Vă spun că nu-i bai. E bun așa pentru voi, pentru mine nu e așa bun. Mi-aduc aminte când am fost ordinat, nu mai știu, de diacon, de prezbiter, ce am fost ordinat. Noi eram acolo puși pe listă, vreo 3 frați, nu mai știu exact cum au fost, dar noi, din respect pentru slujirea și chemarea care am avut-o, n-am tăiat, pentru că vedeam nevoia de a sluji biserica. Și am văzut, și alții au văzut în mine, și eu am văzut în alții. Și biletul, cum l-am avut? L-am pus curat, n-am tăiat, deși aveai posibilitatea să tai. Dintr-o dată, dar fără să vreau, văd pe cineva. Și nu vă zic mai multe, că dacă mă aude, poate își dăze, dar și dacă mă aude, nu-i bai. Să uita la mine cu hârtia în mână, așa foarte tacticos, și se uita la mine și făcea așa. Ca să-mi arate? Acum nu mi-a fost problemă, că era dreptul lui. Dar el ca să arate că acum ai puterea la el în mână. Că acum el are puterea să mă... Și am văzut că tăia, mă, nu știu pe care o fi tăiat, dar se uita așa foarte atent la mine și eu mă uitam la el și el la mine și tot se uita pe listă și când apăsa pixul în continuu, te enerva când vedeai că te dă cu pixul ăla. Nu? Cam așa suntem și noi, dar uitați-vă, te uiți, de ce Dumnezeu pe unii trage pe dreapta și Dumnezeu se folosește de alții? Știi de ce? Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu, câteodată trebuie să stăm punte între unul și Dumnezeu, între popor și Dumnezeu. Nu înseamnă că noi și cu ai noștri trebuie să fim la putere, ci poporul trebuie să-și continue călătoria. Al asta suntem chemați noi în vremea aceasta. În seara asta, și vreau să închei paranteza asta de început, cam lungă, vreau să ne uităm la o familie. Și am citit despre familia din Sunem. Familia, nu-i cunoaștem numele de familie, nici numele mici a femeii, a bărbatului, nici măcar numele copilului, nu-l cunoaștem. Nu știm cum îi chema. Dar era o familie, cam cum suntem noi în perioada asta. Uitați-vă tare mult și o să vedeți că ne asemănăm tare mult cu familia aceasta. Și știți ce e problema? Știți care e marea problemă? Era o familie care creștea, bani mulți, unul lucra cu agricultura, nevastă sa cu alt business, uite, nu vedeți că așa suntem? Părinții sunt în lumi diferite, zici că unul din Africa și unul din România, unul din Germania, zici că nu se înțeleg, domne. El vine cu lumea lui acasă, ea vine cu lumea ei acasă. Nu vorbesc aceeași limbă. Ăsta era cu agricultura, ea era cu construcțiile, nu? Ea cu zidăria, ea știa câte-i baumitul, ea știa câte-i tencuiala decorativă, ea știa, el nu știa, el era cu uleiul hidraulic
și era cu agricultura. Era cu... Dar făceau bani. Uitați-vă că și asta e dorința noastră. Mai contează că nu ne împăcăm noi foarte bine. Contează să avem bani. Contează când intrăm în biserică să se vadă, Doamne, nu așa. Să se uite la noi și să zică cu adevărat ăștia-s binecuvântați. Dă-i săracii, mă, Dumnezeu știe ce-i prin casa lor. Miroase bine, a Hugo Boss. Miroase Armani. Haine de lux, haine... Dar întrebarea îi, atmosfera, care e în interior? Care e în interior? Erau doi oameni în două lumi diferite. Știți care e marea problemă? Ați văzut lunile trecute cu tremurul din Turcia, da? Și-o fost și pe la noi prin sud și prin partea Banatului s-o mai simțit cu tremurile care au fost și în România. Uitați-vă, m-am gândit în perioada aceea de cutremure. Știți care ce e interesant la cutremurile acestea? Știi cum îți dai seama că e un cutremur? M-am gândit, Doamne, în Turcia, nu mai țin minte cât a durat, un minut, 21 sau 40 de secunde, nu mai știu, indiferent, nu a durat mult, sub 3 minute a durat cutremurul. Și m-am gândit, Doamne, păi sunt cutremure în familii care durează de 20 de ani. Păi dacă ar avea sora cutremur în familie un minut și 20 de secunde, ar fi fericită. Că ar zice, Doamne, mă toacă un minut și 20 și după aia-s liniștită. După aia-s liberă. După aia mă lasă în pace. 2 ani, 5 ani, îs liniștită, nu mai ăsta. Dar știi ce-i baiul? Când e cu tremur de ani de zile în familie, când tu nu te poți așeza în liniște acasă, la masă, ăla-i cu tremur. Știi cum îți dai seama că ai cu tremur în familie? Totdeauna cu tremurul, fiecare cutremur e urmat de replici. Așa zice, au avut 5 replici. Zice, au avut replici nelimitate cutremurul ăsta pe o zi întreagă, a doua zi din nou replici. Știi că ăsta e cutremurul și în familie? E plin de replici. Ea de replici, el de replici. Ăștia sunt familia care trăiesc în cutremur în continuu. Și vine la păstor, vine la comitet, de parcă comitetul nu are alte probleme. Ascultați-mă, rezolvați-vă problemele în interior. De aia s-au lăsat ziduri la casă, să rezolvi problemele între ziduri. Că sunt atâtea probleme de rezolvat la biserică. Nu trebuie mânca timpul la comitet cu problemele tale. Încearcă să oprești cutremurul. Încearcă să intrați amândoi în aceeași lume. Că degeaba tu ești pe lumea ta. Câștigi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de euro. De ești în lumea ta. Sau ea în lumea ei, da? Ea la mol, el la construcție, el vine numai var și în nas și în urechi, îi numai glet și numai decorativă când ajunge acasă. Ea îi de la intrare, de la mol. Ce faci, puiul? Păi ce să facă? Uită-te la el. Îți dai seama că tu numai mergi într-o parte toată ziua, el obosește, tu vii obosită de la shopping și el vine obosit de la lucru. Tu ești relaxată, el îi o bombă cu ceas. Nu? În care nu, cald, nu, curat, nu, și așa mai de. Astea sunt replicile. Păi normal, că vine și ne spune ce ți-i rușine, Doamne. Păi mâncare n-am, îmi vorbește el urât, dă și ea replica, da? El începe, nu-mi spală, păi da, astea nu trebuie să le aflăm noi. De-aia oprește cu tremurul, rezolvă problemele în interior. Vă spun ceva, știți cum se rezolvă problemele dacă nu le rezolvăm de unii singuri? Orice familie, cu copii, fără copii, când deja s-a format o familie, toți ca familie avem parte într-o zi de cântarul lui Dumnezeu. În orice familie și în familia aceasta, Dumnezeu a luat într-o zi un pix, Dumnezeu a luat într-o zi un creion și a făcut o socoteală. Și după ce a făcut socoteală, a tras o linie și a scris un rezultat. După aceea Dumnezeu a hotărât să încerce familia aceasta. Toți trecem prin încercări. Și ăla care-i plin de bani și ăla care-i pe ajutor social. Toți avem parte de încercări din partea lui Dumnezeu. Și ne uităm în seara asta, pentru că să știți, adevărata noastră valoare nu se vede sâmbătă seara de la 6 la 8, nu se vede duminică dimineața, ci adevărata noastră valoare se vede în încercare. Se vede cine suntem în încercare. Acolo, în momentul când aurul e pus în foc sau metalul e pus în foc, focul dovedește dacă e aur sau e cupru. Se dovedește dacă e argint sau e fier. Focul dovedește calitatea metalului. Încercarea dovedește calitatea noastră ca și oameni înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul căsătoriei, tăți sunt numai dragoste. Tăți sunt numai iubii, numai puiul,
numai, mă știu, cu alte apelative. Dar să știți, adevărata valoare nu-i în concediu. Adevărata valoare nu-i când e burta plină, ci adevărata noastră valoare, ca și părinți, ca și copii al lui Dumnezeu, știți unde se dovedește? În încercare. În încercare, acolo dăm testul. Acolo îți dai seama cine ești tu și cine-i lângă tine. Acolo îți dai seama cine ești tu și cine-i lângă tine. De aceea vreau să ne uităm la familia aceasta, pentru că e o familie pe care Dumnezeu ne-o îngăduie în seara asta să ne băgăm nasul în familia lor. Că asta e specialitatea românului, știi? Să-și bage nasul. Cum se poartă cu tine? Dar nu-i treaba ta, domne, cum se poartă cu ea. Lasă-o în pace, nu băga tu nasul. E neamul meu, e nora, e nepoata. Lasă-i în pace. Dar în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să vedem eșecurile și binecuvântările familiei acesteia. Și primul lucru care vreau să ne rămână în mintea noastră și pe care vreau să-l învățăm din familia aceasta, din Sunem, este că ce faci la vreme de pace te va ajuta la vreme de necaz. Ce faci în vreme de binecuvântare, ce faci în vreme de pace te va ajuta în ziua necazului. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la femeia aceasta și spune cuvântul Domnului așa, versetul 9. Ea a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Zice să facem o odaie mică sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sveșnic, ca să stea acolo când va veni și va găzdui la noi. Uitați-vă că era o vreme de binecuvântare, era o vreme de pace, era o vreme de belșug, când lira era liră, când euro era euro, când banul era ban. Când erau sănătoși tun amândoi, era vreme de binecuvântare. Dar femeia asta, la vreme de binecuvântare, și-o rezolva problemele pentru vremea de necaz. Pentru că toți avem perioade de binecuvântare și toți suntem îngăduiți în perioade de necaz. Dar femeia asta a avut înțelepciunea ce să facă când îi merge bine. Românul, știți care e marea lui problemă, marele lui defect? Nu știe ce să facă în binecuvântare. Nu știe când îi merge bine exact ce trebuie să facă. Dar uitați-vă că femeia asta plină de înțelepciune. Vă spun, în viața de slujire, dacă îmi doresc să am discernământul cuiva în viața de slujire, știți a cui discernământ îmi doresc? Să am discernământul femeii sunamite. Domne, de o înțelepciune duhovnicească extraordinară. Domne, de un miros duhovnicesc, un spirit duhovnicesc în nările ei, extraordinar de puternic. Auziți ce spune versetul 9? Ea a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Vă întreb pe dumneavoastră, câți oameni au intrat în casa lor? Unu sau doi? Câți au intrat? Doi, da? O intrat omul lui Dumnezeu Elisei? Și o intra Gehazi, că erau la pachet, totdeauna, Elisei mergea cu slujitorul după el, întotdeauna. Dar femeia asta, cu un discernământ extraordinar, se uită și zice, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Păi mă, dar nu înțeleg, nu să ăștia amândoi? Nu să ăștia amândoi împreună? De ce vorbești de unul și nu vorbești de ălălalt? Păi nu poți, frații mei. Acum eu îți veni cu fratele Cristi, m-a adus cu mașina. Dar dacă îți vine în casă doi ăsta, nu poți să-i zici la unul că e omul lui Dumnezeu, mai ales dacă-s frați, domne, dacă-s din adunare, s botezați, iau cinați în regulă cu biserica, cel puțin pe față, nu? Domne, te-s prezenți la adunare. Poți să zici că unul e omul lui Dumnezeu? Și de alălalt să nu zici nimic, să vorbești cu cineva la telefon de față cu ei și să zici, băi, frate, mi-o intrat în casă, am aici pe un frate deosebit. Ce-ar zice ălălalt? Bă, care dintre noi suntem ăia deosebiți? Că ăsta zice numai de unul. Și să-l laude pe unul singur, să-l ridice că e omul lui Dumnezeu și de ălălalt să nu zică nimic. De ce n-o zis sunamita nimic de Gehazi? Știți de ce? Că ăsta nu era omul lui Dumnezeu. Și ea simte că nu era omul lui Dumnezeu. Nu i-a zis nimeni, nu i-a zis, bă, ăsta e un șmecher. Ceea ce s-a dovedit, că era șmecher.
Era un oportunist, era un om care, de ce i-o da Elisei lui Gehazi toiagul? Și-o zis, Gehazi, ia toiagul și du-te, pune-l pe fața copilului. De ce? De ce? Că doar el trebuia să meargă. Știți de ce? Gehazi era totdeauna, să-mi iertați expresia, cu limba scoasă după amvon, după toiag. Da, pe mine nu mă pune, numai el, că și eu aș face, frate, eu dacă aș ajunge la amvon, mi-a zis un frate de aici din zona Bucovinei, lei membru la noi, zic, numai voi la amvon, mă, eu când mai prind? Zic, cu duhul ăsta nu prinzi veci, ascultă-mă, cu duhul ăsta de răzvrătire, tu nu o să prinzi în veci, după cum îl știu pe păstorul nostru, în dumetale n-a pus să urci veci la amvon. Așa era duhul lui Gehazi. Da, eu nu, dar și eu, frate, dar ce are? Eu de ce? Că eu câte știu din Biblie. Și-a venit momentul testului și-a zis Elisei, Gehazi, mă știi când te spuneai? Nu, ia și du-te, ia toiagul. Ia să nu zici că nu te-am pus, Domne. Ia că să nu-mi scoți toată viața ta ochii că eu am ținut toiagul și tu nu l-ai avut niciodată în mână. Poftim, ia toiagul și du-te, pune-l pe fața copilului. Dacă l-aș fi întâlnit pe Gehazi să-i fac o poză din mers, cam cum se uita el la toiag, cam cum fugea cu el, zicea, nu, să vadă acum biserica că anul viitor urmează alegeri, în 6 luni sunt alegeri, să vadă ce minuni am făcut eu, să le spun, să aduc pe sora mărturie cu copilul aceea, să spună sora cine s-o ruga pentru el, cine s-o ruga pentru copilajul ăsta frumos, cât e vizualizări ar fi avut pe YouTube mărturia asta, nu? Că astea ne plac noi, nouă. Mărturie cum n-ai mai auzit niciodată, nici nu vreau să aud din astea. Astea-s mărturiile lui Gehazi. Când auzi titlul din astea, cum n-ai mai văzut în viața ta, o predică cum îi predică anului. Dar de unde știi tu, mă, că îi predică anului? De nu ești la salonul de modă, nu? Să spui culoarea anului sau hainele anului. Și merge Gehazi și pune toiagul pe fața copilului. Se întâmplă ceva. Nu. Știți cum au venit înapoi? Să nu fi fost lângă el. Să nu fi fost în pielea lui. Când au văzut că a ajuns și el la amvon și a transpirat, cum au zis niște frați, zice, bă, când am ajuns prima dată la voi la adunare și m-au pus să cânt o cântare, zice, îmi tremurau genunchii ca la Belșațar. Zice, mi se lovea unul de altul. Că zice, eu am zis, ce e atâta de greu? Ce e atâta de greu? Eu știu. Fratele meu, Dumnezeu are chemările, El de iubit ne iubește pe toți la fel, dar ne folosește diferit. Dumnezeu ne folosește diferit în funcție de nevoia care o are Dumnezeu într-o anumită lucrare și în funcție de credincioșia care o avem față de Dumnezeu. Așa ne folosește Dumnezeu. Păi se uită femeia asta și nu vede nimic în el dumnezeiesc. Nu ți s-a întâmplat, dar la dumneavoastră nu s-a întâmplat, la noi. Se mai întâmplă din astea, în banat, nu? Te uiți la un om, cum slujește, îl vezi la cântare, îl vezi la predică, îl vezi la ăsta și zici, bă, ceva nu e în regulă cu omul ăsta. Eu simt ceva că nu e ok. După cum s-o manifesta, după cum arăta că el face, că el, că eu când m-am rugat, eu când mi-am pus mâinile, eu când... Așa-i că stai pe bancă și zici, bă, ceva nu-i... Nu știi să explici situația, dar știi ceva concret. Ce-o știu femeia sunamită? Ăsta nu-i omul lui Dumnezeu. Ăsta nu-i omul lui Dumnezeu. Nu ți-ai dori asemenea discernământ. Fratele meu, sora mea, frații mei, să avem lumina asta, să te uiți la om. De fapt, ăsta e lucru care ar trebui să ne caracterizeze. Să te uiți dacă Duhul care e în tine se unește cu Duhul lui, da? Dacă Duhul tău nu se unește cu Duhul lui, că Gehazi se uita, mamă, de cum v-ați construit asta? De unde aveți atâția bani? De asta, bă, dar tu ești omul lui Dumnezeu. Tu nu ai legătură cu așa ceva. Tu ai legătură cu slujirea. Tu vezi binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa sunamitei. Dar nu te-a apucat tu să întrebi, dar câți bani scoateți? Dar fonduri ați luat? Dar v-ați băgat în bancă? Bă, asta nu-i treaba ta, tu ești chemat la o slujire specială. Femeia asta sunamită se uită și spune, ăsta nu-i omul lui Dumnezeu. Și știi ce face? Zice, să facem o odaie cu ziduri. Pentru că era o vreme de binecuvântare. I-au zis, noi cum avem acasă? Noi avem acasă o odăi cu ziduri. Noi avem odăi de calitate.
cu ziduri, nu dă rigips, nu dă OSB din astea să se înfoaie la fiecare bătaie de vânt, să se curbeze. Nu, o zis, cum avem noi, așa facem și pentru omul lui Dumnezeu. Știți că ne-am obișnuit cei mai mărunt să dăm lui Dumnezeu? Cei mai slabi, ce nu mai purtăm, ce nu mai ne încape, ce nu mai, înțelegeți? Ăstea le băgăm în saci, în cutii, ăstea facem pentru... Dar uitați-vă, femeia asta a spus așa, să facem o odaie mică sus, nouă. O zis, nu, la, ți-o mai rămas ceva. De când îi tencuiala aia în garaj? De 2 ani. Cred că o mai fi bună. Păi dacă a trecut iarna peste ea și l-o prins-o în ghețul, nu mai e bună, arunc-o, nu mai da numele Domnului. Chiar dacă sunt mai mulți saci, nu o da numele Domnului. Femeia asta o știut să pregătească lucrurile pentru vremea încercării. O pregătit o odaie, o pus o masă, totul numai de o singură persoană. Eu m-am tot gândit, unde o fi dormit Gehazi, mă? Mă, Gehazi, unde o fi dormit? Fi dormit afară, nu știu, mașină n-aveau, să zic, bă, o dormit în mașină, că nu-i, totuși nu-i rău nici în mașină. Dar totul era la, când stătea Elisei la masă, nu erau două scaune, au zis un scaun, la ăsta nu-i dau nimic, că ăsta nu, ăsta e un șmecher, ăsta știe, are ochii plângi, știe să plângă, dar simt că nu mi se unește duhul. Vine și-ți spune, frate, nu mă mai forța să fac pentru ăsta, că nu pot face, mi-e inima legată. Uitați-vă ce putere au avut Sunamita în ea, să facă diferența între doi oameni, doi oameni bisericoși, doi oameni care făceau lucrarea lui Dumnezeu și știe să facă diferența. Dacă îmi doresc în viața de slujire discernământ spiritual, îmi doresc să am discernământul femeii Sunamite, să știu care e omul lui Dumnezeu și care e șmecher, să știu care vine sincer din partea lui Dumnezeu și prorocul care îmi spune din partea lui Dumnezeu și ăla care vrea să mă perie sau să capete ceva sau să cumva să intre în grație. De asta avem noi nevoie în vremea aceasta, că bani avem, de toate avem. Știți ce ne lipsește? Discernământul din partea lui Dumnezeu. Femeia asta se uită și zice, eu vreau să fac ceva. Uitați-vă că sunt în familie, domne, acum nu știm răspunsul bărbatului. Ce-o fi zis bărbatul? Că din tot textul care l-am citit, ăsta era un fel destul de moale, să nu zic altfel. Un bărbat așa moale, un lasă-mă ca să te las, știi? Adică mai bine nu-l trimite, du-te și fă tu, lasă-l, că nu scoți de la el, fă că e ok. Nu te mai obosi să-l mai întrebi, nu? Dar uitați, totuși ea îl întreabă. Nu știm ce răspunde. Dar din faptul că ea a făcut lucrarea aceasta, rezultă că el a fost de acord. Mai zice și mie soția. Zice, auzi, ia-i și ia-i ca Sunamita cu construcțiile. Ea repară. Mi-a zis odată, am găsit-o cu bor mașina. Ce faci? Zice, păi te-am tărugat să te strângi șuruburile astea. Am văzut că nu mai am cu cine, m-am lăsat pe gubaș vreo două săptămâni. Tot am venit seara, tot pe drumuri, tot... Și am zis, bă, dar zic, le trebuia să le mai lași. Cât să le mai las, mă, zici? M-am apucat să le strâng. Femeia aceasta, femeia Sunamită, este femeia care îl întreabă, el acceptă. Dar ea știți ce face? Ea face lucrurile de calitate. Cum au făcut pentru ea, așa au făcut și pentru omul lui Dumnezeu. Exact au făcut lucrurile la fel. Omul ăsta nu i-o băga de vină. Nu i-o băga de vină să zică prea mult, prea multă cheltuială, ce te tăbagi atâta, iară? Și soția îmi zice, domne, dacă numai să fie bani, că nu te pun la lucru. Când aud că nu mă pune la lucru, la zidărie, la din astea, îi zic, fă liniștită, că nu-i nicio problemă. Cred că poate câteodată mă găsesc și eu în caracterul bărbatului acestuia. Așa, câteodată, ce culoare vrei pe casă, aia, dă-o. Noi ne-am hotărât, mai spun și la alții, noi ne-am hotărât la decorativ în 5 minute. Am mers acolo la, nu vă dau numele că-s pocăiți și la dumneavoastră în zonă, și ne-am dus acolo, ne-am uitat pe catalog, în 5 minute îl chem, domne, să veniți că ne-am hotărât. Cum să vă hotărâți? Da, domne, noi suntem hotărâți. Domne, zice, aici vin și stau cu zilele. Zice, în fiecare zi vine de femeia cu aceeași femeie cu bărbatul, îmi cere catalogul, ore întregi să ceartă pe culori. Cum să te hotărăști în 5 minute? Da, domne, gata, ăstea-s culorile. Și zice către noi, zice, auzi, zi-mi și mie, cum de v-ați hotărât așa repede? Ați știut de acasă? Nu, n-am știut nimic. Și cum v-ați hotărât? Păi foarte simplu. Ea s-a uitat în catalog și a zis, mie îmi plac astea două culori. Foarte bine, ălea le luăm.
Să merem acasă. Dar după ce să pierd timpul? Mai ales știu că are gusturi, eu nu am gusturile, oricum aș fi fost pe invers culorile. Și am zis, domne, dar după ce să stau să-mi chinui sufletul aici 3 ore, 5 ore? Nu că îți bărbați care, nu, domne, el să bagă și oala cum să stea pe aragaz. Păi las-o, domne, în pace, că aia e treaba ei. E treaba ei, cei de finețe, de ăsta. Nu căutați să-ți mănânci sănătatea prin magazine pe culori și pe ăsta. 5 minute s-au rezolvat. Le mai spun și la alții. Zice, aseară slujam cu cineva, zice, noi zile întregi ne-am tot bătut pe, între ghilimele, în vorbe, pe culori. Nu, femeia aceasta, bărbatul ăsta și eu mă regăsesc de multe ori în el. Îi zic, cum vrei tu, mai ales dacă vin de la evanghelizări, îs atâta de obosești și de bun. Eu zic, cum vrei, fă, așa, că e ok, eu-s mulțumit și dacă nu-i zugrăvit 20 de ani și dacă-i zugrăvit în fiecare lună. Nu, așa e că unii ne regăsim în chestia asta. Dom'le, un duc de mulțumire. Acum, nu știu, la ăsta a fost mulțumire sau delăsare. Știi că aici e foarte greu să delimitezi unde e mulțumirea și unde e delăsarea. Dar uitați-vă, o veni vremea de necaz peste familia aceasta. O veni vremea de necaz peste casa aceasta bogată. Peste familia aceasta binecuvântată, o veni vremea testului. Toți am avut și avem vreme când Dumnezeu ne urcă pe cântar. E foarte greu dacă Dumnezeu ne-ar întreba când vrem să urcăm pe cântar. Ce am vrea să cântărească Dumnezeu? Ce am vrea să ia Dumnezeu când ne cântărește? Ce am vrea să înlăture Dumnezeu? E foarte greu. Dar uite că Dumnezeu, fără să ne întrebe, Dumnezeu fără să ne ceară părerea, știți ce face Dumnezeu? Îngăduie încercarea și pe ăsta la care-i sus și îngăduie încercarea și peste cel care-i jos. Încercări are și bogatul, încercări are și săracul. Și știți că sunt încercări în viață la care nu te poate ajuta nimeni. Peste ăștia au venit încercarea și nu puteau fi ajutați. Nu puteau fi ajutați. Vorbeam cu păstorul nostru de o familie care trece printr-o încercare și am zis, uite prin ce încercare trece, n-ai cum să-i ajuți. Dom'le, orice le-ai face, orice ai încerca să le dai, să le spui, să-i îngropi în bani, să-i le faci concedii, nu îi poți ajuta. Pentru că Dumnezeu are o anumită presă prin care ne presează și la presa aceasta nu poate umbla nimeni. Când e vorba de viață, când e vorba de moarte, când e vorba de lucruri care sunt blocate, lucruri care le ține Dumnezeu oprite cu mâna Lui, nimeni nu poate interveni. Să știi că ăla e un test care l-are Dumnezeu pentru tine. E un test care l-are Dumnezeu pentru mine. Vă întreb, pentru că am spus primul punct care vreau să ne rămână în inimă. Am zis, ce faci la vreme de pace, de binecuvântare, te va ajuta la vreme de necaz. Femeia asta a făcut o odaie binecuvântată pentru omul lui Dumnezeu. Vă întreb, când a murit copilul, singurul copil, când a murit, unde l-a dus femeia asta? Unde? Acolo unde o pregătit. O pregătit odaia lui Elisei și așa o rezolva problema acolo în odaia lui Elisei. O zis, eu știu ce am făcut pentru Dumnezeu. Exact ce o zis Ezechia, știu că inima mea a fost curată înaintea lui Dumnezeu. Eu știu cu ce să ies înaintea lui Dumnezeu. Ea n-a făcut odaia aia cu gândul că într-o zi ea o să treacă prin încercare și o să-i dea așa sub nas lui Dumnezeu factura, să vadă ce a făcut ea pentru Dumnezeu. Nu, ea nu a știut că îi va muri copilul, nu a știut că îi va veni copilul, nu a știut nimic de viitorul ei. Ea s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Știți ce îmi doresc? Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu prin credință, fără să așteptăm răsplătiri, fără să așteptăm îți dau ca să-mi dai. Noi îi dăm că deja El ne-a dat. El ne-a binecuvântat înainte să lucrăm o zi pentru El. Înainte să facem ceva pentru El, El ne-a dat viața veșnică. Asta e plata pentru toată viața. Și știi ce a zis? Și dacă mai lucri pentru mine, îți mai dau și pe deasupra. No, cine face așa ceva? Niciun patron nu te angajează și îți spune cât ani vrei să stai la mine? 5 ani. Ia bătă-ți banii aici pe 5 ani. Și dacă mai vii la lucru în fiecare zi, îți mai dau în fiecare zi pe deasupra. Nimeni. Numai Dumnezeu face lucrul acesta. Moare copilul. Femeia asta ia copilul și îl duce acolo unde o investit. O duce acolo unde o investit. O investit în odaie. Acolo și-o dus copilul. Acolo îi se rezolva problema. Acolo putea să spună ea, stai că fac acum, Doamne, vindecă-l, îi în comă, îi în moarte cerebrală.
frate, nu știi sărași prin Botoșani, nu știi că mă duc să dau, mă duc să fac, că mi-i copilul pe moarte. Nu, femeia asta o știut când a fost limpede, când a fost liniștită, când a fost în pace, ea a fost în legătură cu Dumnezeu, de aia l-a descoperit pe Gehazi, că Duhul lui Dumnezeu era în ea. Ea a știut ce trebuie să facă, de câte ori n-am simțit și noi din partea lui Dumnezeu ce trebuie să facem. Dar de câte ori nu ne-am închis inima. Când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, fă în grabă. Iar de aia le-a rezolvat atât repede în grabă. Și de ce? Pentru că vine vremea când diavolul îți închide inima. Și îți spune, nu mă, nu-i da la ăla, nu vezi că are copii cât dulapul, are băieții cât stâlpul la biserică. Nu lucră nimic, mă, nu ăștia-s putori, ăștia nu săraci. Cum o zice cineva către mine, frate, zice, nu mai sunt săraci în biserică, ascultă-mă, zic, frate, există săraci, nu există săraci, el se contrazicea cu mine. Și am zis, frate, nu te pot lăsa așa, există săraci, pentru că Domnul Iisus a spus așa, pe săraci îi veți avea totdeauna, păi dacă el a zis, că noi îi judecăm. Dar de ce Elisei nu are une să doarmă? De ce nu-l mai primesc frații cum îl primeau înainte, nu? Vine satana cu fel și fel de gânduri. Vine, femeia asta o rezolvat în grabă ca să nu-i se închidă inima. De câte ori n-am rămas și am văzut că Dumnezeu a folosit pe altul în lucruri care dorea să ne folosească pe noi. Dumnezeu a luat pe altul, l-a folosit, altul s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și altul a primit și răsplătirea din partea lui Dumnezeu. A primit și binecuvântarea, a primit și minunea în casa lui. Pentru că în momentul când tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu, în dreptul nevoilor tale vei vedea minuni din partea lui Dumnezeu. Și ar vrea ca Dumnezeu să ne lase inimile deschise pentru El, ca să vedem minunile Lui în casele noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Al doilea lucru, ce învățăm de la femeia aceasta și de la familia aceasta, este că semnalele din casă sunt mai importante decât cele de afară. Semnalele din casă sunt mai importante decât cele de afară. Uitați-vă, în familia aceasta apar două semnale. Semnale de afară, domne, cu lucru, 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 lucru. Firmă, 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 bani, 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 astea semnale. Tătă ziua, doar de aia ne sculăm și plecăm dimineața la lucru. Nu de plăcere, de nevoie. Că după aia te-ai obișnuit să-ți și placă, asta e foarte bine. Dar toți ne ridicăm din cauza semnalelor. Că sună oala pe aragaz, că vine factura la ușă, astea semnale care vin de afară. Dar în același timp cu semnalele de afară, știți ce semnale mai vin? Din interior. Spune cuvântul Domnului așa, femeia a rămas însărcinată, versetul 17, și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Și auziți acum, copilul s-a făcut mare. Într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, ori veni semnalele. A zis tatălui său, capul meu, capul meu. Erau semnale cu tractorul, șeful, plouă. Dacă nu secerăm acum, copilul striga într-o mână, capul meu, capul meu. Șoferul de pe tractor strigă, șeful, lasă-l, lasă-l, vino, spune-ne odată unde să mai secerăm, unde-i debăgat plugul. Nu stăm aici că ne împotmolim. Și uitați-vă ce face între două semnale, ce face bărbatul ăsta. Spune cuvântul Domnului așa, băiatul a zis, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, ce i-a zis? Du-l la mamă sa. Parcă-i român de-a noastră. Du-l la mamă sa. Nici măcar nu a zis, îl duc eu la mamă sa, lasă-l. Lasă-l că-l ia tata în brațe și-l duce la mamă sa. De câte ori n-am aruncat semnalul, ia-i de vină. Ea se ocupă de școală, frate. Eu-s rupt, eu cu banii. Semnalul i-a venit lui. El avea semnale și de afară și dinăuntru. Știți care sunt cele mai importante semnale care le primim în viață? Primul semnalul care ne-l dă Dumnezeu, de întoarcere la El și de pocăință. Și al doilea semnal important, nu-i nici leasingul, nici banul, nici angajatul, nici tractorul, nici excavatorul, nici mai știu eu ce. Cel mai important semnal e semnalul dinăuntru. Semnalul de la ăștia care au cântat frumos. Ăsta e cel mai important semnal care se aude în viața noastră. Ăsta au strigat că e o problemă cu el. O strigat că se întâmplă ceva cu el. Și au zis, capul meu, capul meu. Păi bărbatul ăsta
Zice, m-am gândit, de ce a mers copilul la el? Zice, când s-a făcut mare, într-o zi s-a dus la tatăl său, la secerători. Știți de ce s-a dus? Că era dor de el. Îi era dor de tatăsu. Înțelegeți? În momente în viață, eu am pățit așa când lucram ceva să repar cu cheile de la mașină, cu tot ce erau nevoie să desfac, să mă ocup acolo. Și vine unul din băieți, era mai mic atunci. Domne, mi-o răsturnat lada cu scule. Șurubele peste șurubele. Era ghiveci acolo. Băi, m-am uitat. Am transpirat. Mă uit, zic către soție, către Dana, zic, auzi, ia-l de aici și du-l, că nu-mi ga treaba. Ia-l, te rog, frumos. Știi ce o zis soția către mine? Băi, știi de ce ți-o răsturnat trusa cu scule? Știi de ce-i tăt pe aici? De ce? Că-i dor de tine. Uită-te cât ai fost plecat. Uită-te că ai fost plecat în fiecare seară, o săptămână. Ziua ai fost acasă, dar el era la școală. Când îl aduceam de la școală, tu deja plecai la evanghelizare. Acum te-o prind și el. E un semnal care ți-l dă. Nu mai are nevoie. Zice, de mine-i scârbit. Că eu îl îmbrac, eu îl dezbrac, eu îl pun la masă, eu îl cer că nu a făcut temele, eu îi explic temele. Zice, tătă ziua e cu mine. E dor de tine. Ia-l cu tine, du-l cu tine, cumpără-ți piesa. În momentul ăla m-am trezit, că era semnal din casă. Predica asta, mesajul ăsta, l-am avut odată în biserica noastră. Când l-am predicat prima dată în viață, l-am predicat la noi în biserică. Și când am ajuns la punctul acesta, m-am uitat spre copiii mei, erau acolo sus, în corul de copii la biserică. Și le-am zis, am avut și eu semnale în casă, care veneau de la copii. Și n-am putut să-i ascult că eu trebuia să că aveam ședințe, că eu trebuia să plec la adunare și strigau, dar tati când vine? Dar tati de ce nu-i sara cu noi? Și m-am uitat spre copii și le-am zis, copii, Filip, Timea, ei erau mai mari atunci. Și le-am zis, îmi pare rău de momentele care ați strigat după mine și n-am avut timp să vă ascult. Îmi pare rău că veneau semnale importante din casă. Că vine vremea când ai vrea să te mai îmbrățișeze, dar nu mai vrea, că e crescut, ar vrea să îmbrățișeze pe soția lui, soțul ei, da? Când se căsătoresc, deja-s mari, nu mai... Dar e moment când întind brațele. O veni la tatăsu, că era dor de tatăsu. Și tatăsu n-avea vreme. Nu vi se pare că noi suntem, frații mei, nu cumva noi suntem. Venim și aruncăm cu cărămida pe masă, nu, am adus, domne, pentru ei am muncit, pentru ei mi-am rupt oasele, pentru ei, nu pentru ei, pentru tine, că ei n-au nevoie de bani, știi ce au nevoie? De mamă, au nevoie de tată. Vă dau un exemplu, mă uit la Marta ce doarme, sărăcuța de ea, ce doarme de bine, mă bucur când reușesc copiii să doarmă la predica mea, mi-e mai greu cu ăștia mari când ador la predica mea. Vă dau un exemplu. Dacă ăștia, bulgărașii ăștia doi, ar începe să plângă acum și m-aș duce la ei și le-aș pune 10 lei în palmă și le-aș spune, Marta, Elias, vă rog eu frumos, uite, vă dă fratele Dani câte 10 lei, vă rog, tăceți să gați și o predică. Ar tăcea? Dar dacă îi pui 100 de lei, le dai câte 100. Tac? Nu tac. Nici dacă le dai câte 100 de euro, nu tac. Dar dacă vine... Mama, vine mama și le ia banii din mână și bagă mâna pe sub ei, da? Și ia în brațe și strâng la piept. Îi strânge la piept. Vă întreb, tac? Tac. Știți ce arată lucrul ăsta? Că ei n-au nevoie de bani. Ăștia frumoși n-au nevoie de bani. Deși tu îi dai 50 de lei să meargă în oraș să te lase liniștit. El ia banul și pleacă. Dar el are nevoie de tine. Are nevoie de mine. Au nevoie de noi. Erau semnale din casă și semnale de afară. Știți care e durerea? Că suntem foarte atenți la semnalele de afară. Tot ce e afară se poate recupera. Și mașină, și casă, și utilaj, și firmă, și orice. Când pierdem în interior, sunt cele mai mari pierderi și câteodată sunt pentru totdeauna. Astea sunt cele mai importante semnale. Vine copilul și strigă ceva deosebit. Capul meu! Îl durea capul. Dacă au o problemă generația tânără, știți unde au probleme? Nu înțelegem. N-avem timp să vorbim cu ei. În ei se întâmplă ceva. Ei sunt o generație foarte binecuvântată. Sunt o generație maleabilă.
Vă spun, știi cum vine tânărul să se mărturisească? N-ai văzut așa, tot îți spune. Îi spui, mă, lasă asta. Tot îți spune. Știi ce arată asta? Că e ușor de lucrat cu ei. Vine cu o sinceritate care te lipește de perete. Domne, ăsta îți spune tot, frate, nu pot dormi, nu mă pot ruga, nu pot, asta simt, asta. Știi ce e problema? Problema e că se întâmplă ceva în mintea lor, se întâmplă ceva în capul lor și sunt semnale pentru noi să ne facem timp să stăm cu ei, să ne facem timp să discutăm cu ei, să-i luăm cu noi. Că vine ăsta și cu semnalul și strigă, tată, se întâmplă ceva la cap, mă doare capul. Mă doare capul. Și de ce zice el? Du la mamă să. Ia să rezolve problema. Păi ce ai făcut cu copilul? Ce s-a întâmplat cu el? Că tătă ziua ai cu tine, nu? De băgat de vină putem băga de vină tătă ziua. Vă aduceți aminte, și după aceea trec la ultimul gând, vă aduceți aminte de Absalom, fiul lui David, că striga că era de dor de tată, sub 2 ani de zile. Striga, tata, vreau să-l văd pe tata. Știi ce a zis tata? Lăsați-mă, mă, cu Absalom, lăsați-mă, eu n-am vreme. Eu trebuie să am imaginea bună. Urmează ședințele de comitet, tu trebuie să stai cu minte, mă, că tata predică. Nu ăsta e motivul pentru care el trebuie să stea cu minte. Nu că tata predică, nu că tata candidează la comitet, că ne-am omorât copiii cu funcțiile noastre bisericești. Tătă ziua cu gura pe ei să stea lumânare. Să stea, domnule, impecabil. Să stea așa cum n-am stat noi niciodată. Dar știți ce e problema? După aceea, după o viață de stat cu minte că eu trebuie să fiu la adunare, tu îți rezolvi problemele tale în adunare prin copil, acolo descarci toată problema ta, că nu te-o pus, nu te-o ascultă, nu te... Ăsta, și rezolvi problema prin copil. Îl deformezi spiritual. Și normal că vine și zice, eu nu mai vreau la adunare. Eu nu vreau să mă botez. Nu vreau să... De ce? Pentru că tu toată viața ai zis că slujitorul ăla nu-i bun, că slujitorul ăla la duminica la miez, lasă-mă cu ăla, mă. Și după aia la 18 ani zici, tati, nu te botezi. Păi la cine? La ăla pe care mi-ai arătat că e rău? La ăla. De aia vă spun, vorbiți, nu că suntem perfecți, slujitorii nu sunt perfecți. Nici Moise nu a fost perfect, v-am zis la început. Suntem cu scăzămintele noastre. Dar din pricina copiilor noștri, vă rog ceva, vorbiți biserica de bine, biserica trupului Iisus Hristos, vorbiți-l de bine, pentru că cel care are de suferit e tot copilul dumetale, e tot el, tot fata dumetale. Păi zici, nu mai vrea la adunare, nu mai vine. Păi uite-te ce ai băgat în inima lui, ce ai băgat în sufletul lui. Vine Absalom, 2 ani și strigă, tata. Și tata nu a avut acces, nu a avut ușa deschisă pentru el. Și zice, spune cuvântul lui Dumnezeu. Că o pus pe prietenii lui, o da comanda, o zis, dați foc la holde. Dați foc la holde ca să strig mai tare, să văd dacă acum mă aude. În momentul când s-o întrebat David, cine o dat foc la holde? Și ce-o zis Absalom? O zis, dar unde e Absalom? Copilul meu, fiul meu, îl iubea, îl îmbrățișa. Ce folos că îl îmbrățișez când sunt pierderile mari? Ce folos după 10 ani de Italia, după 10 ani de Spania? Că vii și spui, dar eu te iubesc, tati te iubește. Când el are probleme, nu te mai înțelegi cu el. I-ai dat la 12 ani telefonul, la 11 ani i-ai luat telefon ca să te lase liniștit. Și la 18 ani e liniștit, nu te bagă în seamă. Și zici, dar de ce nu mă bag în seamă? Știți ce-i ciudat, frații mei? Am văzut și la noi la biserică. A venit o soră cu o fetiță de, nu știu, 13 ani avea. Și a zis către fratele păstor, eram și eu acolo în birou, zice, nu ne mă mai înțeleg cu ea, nu vorbește cu mine, nu, se uita săraca fată, zicea că e din altă sferă. Și s-a uitat, a întrebat-o și păstorul, i-a mai zis și eu câte ceva, ne-am rugat pentru ea. Dar în timpul rugăciunii îmi vine un gând. Și când am gătat rugăciunea, o întreb și mă uit la ea. Îi zic, ai telefon? Și-a zis, mamă s-a zice, are frate, că eu i-am cumpărat. Nu, asta e problema. Tu bași Duhul și ne pui pe noi să-L scoatem. Ați înțeles? Tu îi bași Duhul de liniște, tu l-aduci pe cel rău în viața ei, tu i-ai luat iPhone 6, dar tu știi ce face, tu știi unde, aici îi atacă diavolul cel mai mult. De aici, la cap, de aia o striga copilul, capul meu, capul meu.
Ce folos când sunt pierderile enorme să ne dorim reabilitarea? Ce folos când avem pierdere atâtea de... când s-o ars holdele vieții noastre, când totul e pârjolit, ce folos? Să zici, da, dacă știam și eu, uite că știi, uite că știm și Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta, al doilea lucru, să înțelegem că semnalele din casă sunt mai importante decât cele de afară. Și al treilea lucru important în familia aceasta, de la care vrem să învățăm în seara asta, știți ce mai este important? Este că diavolul îți slăbește puterea, ca apoi să te poată învinge. Diavolul ușor, ușor ne slăbește puterea. M-a sunat cineva, o vecină din blocul părinților mei, o sunat, că nu mai stă nimeni acolo, o sunat, o zis, domnul Daniel, eu eram la Timișoara, eu eram în alt oraș, zice, domnul Daniel, picură ceva de sus, de la voi la noi. Doamne ferește, mă, bă, nu-i nimeni acolo, eu sunt la 200 de kilo. Ce picură, domne, ceva ne picură în cap, nu? Sună pe cineva să meargă. Și ce-o zis? Pe la apometru, o picătură mică, de câteva zile, de ce știu eu, ce, tă picurat până i-o străpuns plafonul, apa și s-o dus în jos. Așa face și diavolul, nu mult. Îți deschide numai robinetul să-ți slăbească puterea. Știți că ne slăbește puterea diavolului, are atâtea metode, că ce nu se potrivește la tine, se potrivește la mine. Ce nu se potrivește la mine, se potrivește la dumneatale. Și diavolul are metode să ne slăbească puterea, ca după ce ne-o slăbi puterea, să ne învingă foarte ușor. Exact cum ne ia somnul la volan. Ca șofer, eu am adormit de foarte multe ori la volan. Am ațipit, de fapt, nu am adormit, că dacă adormeam, nu mai eram în seara asta aici. Am ațipit de multe ori. Știi cum te ia somnul? Ușor, ușor. Nu realizezi când ai obosit. Nu realizezi când ți-or slăbit puterile de senzorii de reacție. Nu realizezi. Știi ce faci după aceea? Ajungi să faci o mare tragedie. Uitați-vă și o să ne uităm acum. În viața familiei acesteia le-o slăbi puterea. Și erau niște victime sigure, vulnerabile. Bărbatul acesta era un om cu puterea slăbită. Nu din cauza vârstei, ci din cauza că nu mai reacționa. Intrăm în familia lor, din nou. Vine acasă, da? Copilul mort. Ajunge copilul, mamă să-l ține în brațe. În fine, copilul moare, îl pune în odaie. Vine el acasă, trimite femeia și îi spune, vino acasă, pune-mi șaua pe măgar. Vine bărbatul acasă. Un singur copil, nu 10. Să zici, bă, cred că stăți acasă. Nu, avea unul singur. Nu întreabă de el. În tot textul ăsta nu întreabă, mă, femeie, unde-i îl mic? Că nu o sărit în brațe azi la mine. Unde-i îl mic? Că nu-l văd. Unde-i? Ce-i cu el? Da? Copilul nu bolnav, mort în pat. Și el nu întreabă. Ea nu se vedea, gândiți-vă ce putere a avut femeia asta. Să nu se vadă nimic pe față ei că copilul era mort în pat. Nici măcar nu întreabă. Că ea spune, uite, vreau să mă duc până la omul lui Dumnezeu, la muntele Carmel. Și ea nu întreabă, mă, femeie, stai un pic, nu pleci așa. Păi cu cine las copilul? Nu-l lăsa pe capul meu, că eu trebuie să plec la tractor iară. Eu am desecerat, nu-l lăsa pe capul meu. Întreabă bărbatul ceva? Nimic! Dom'le, copilul bolnav, nu întreabă. Copilul mort! Și nu întreabă, cu cine lași, mă, femeie? Știi ce arată asta? Puterea lui de reacție era slăbită. Era un om la pragul de a fi învins. Știți de ce? Uitați-vă ce relație avea el cu Dumnezeu. Vine femeia și îi spune așa, versetul 23 spune el așa, și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Relația lui cu Dumnezeu era numai la lună nouă și la sabat. La Paști și la Crăciun. Îți muzafiri, da, unde-i mi costumul ăla bun? Mi-ai luat o cămașă nouă. Mi-ai luat, mă duc să mă tund, că mâine avem muzafiri la biserică. Să arăt și eu bine, să arăt. De ce? Era ori lună nouă, ori sabat. Relația lui cu Dumnezeu era o relație de lună nouă. Era o relație numai de sabat, o relație de sărbătoare. Când vine la biserică, el stă în holul bisericii, nu vine în adunare. El stă numai în holul bisericii, pe telefon, stă pe calorifer, nu? Stă cu oamenii de ordine. Asta e relația de lună nouă și de sabat. Ăștia-s oamenii învinși. Ăștia-s oamenii care-s victime sigure
în fața diavolului. Bărbatul acesta a fost omul care i s-a slăbit puterea. Știți ce e ciudat? Era slab, domne, se vedea bătrân când era vorba de copil, când era vorba de tractoare, de secerat, de ăsta, era puternic, era cu oamenii la lucru. După aia zicea, nu mai pot, domne, culmea, să ai copii, nu ești bătrân, nu ești prea slab, nu ești prea slăbit. Când e vorba de bani, n-ați văzut, unii la adunare stau în casa lui Dumnezeu, vorbesc de noi, de bărbați. Domne, stă, zici că i-or fura mașina din parcare. Când îl sună cineva care are o lucrare pentru el, să meargă, să facă, să zugrăvea, domne, zici că i-o da cu balsam pe inimă, e gata, ei nu mai poate de fericire. Cam așa era bărbatul ăsta. Când era vorba de copil, mă, du-te, mă, lasă-mă să ascult, dar el n-ascultă. Îl trimite în continuu la mamă să. Când a fost vorba că iară iasă la secerat, că iară intră, iară se poate face ceva, imediat s-a înviorat. Nu cumva îs și pe la Botoșani, pe la balcon, pe aici prin sală. Oamenii care înviorează lucrurile firești și întristează casa lui Dumnezeu. Să știi că dacă trăiești lucrurile acestea, tu ai o relație ca bărbatul ăsta. Ești un om pasibil să fii învins. Și n-ai cum copilul să fie biruitor atâta vreme cât tata-i învins. Cât tata-i... Normal dacă duminica tu spui, eu nu mă duc la adunare, că s-o obosi, duminica e și la mine de relaxare. O zis o soră la noi la adunare, zice, mă fac preș și punte pentru el să vină duminica la adunare. Îi promit orice, fac ce mâncare vrea, numai să nu vin și eu amărâtă, singură la adunare. Și el, domne, botezat, e cu noi. Ăsta e bărbatul care trebuie să se milogească nevasta de el. Trebuie să se uite copiii urât, să zică, tată, dar du-mă că sunt corul de copii, du-mă că avem de cântat. Ia-mă și pe mine să mergem la adunare. Păi eu vă întreb. Dacă noi duminica ne permitem să stăm acasă, joia ne permitem să stăm acasă, ne uităm la meci, la televizor, sau mai știu eu ce, acum televizorul l-ai în buzunar tătă ziua, mai trebuie televizor pe verete. Dacă noi ne permitem să avem o relație oscilantă cu Dumnezeu, eu vă întreb ce relație vor avea copiii noștri cu Dumnezeu. Gândiți-vă la ceva, dacă noi ca bărbați, ca familii, suntem familii care oscilăm în relația cu Dumnezeu. Gândește-te cu cine se va căsători copilul tău, cu cine se vor căsători copiii noștri. Pentru că noi nu avem puterea să fim oameni ancorați în Dumnezeu, ci suntem oameni care oscilăm. Uitați-vă, așa suntem și noi. Suntem victime de multe ori sigure. De ce? Că ne-am pierdut bucuria. Ne-a deschis diavolul robinetul și a căzut, a picurat bucuria din noi. Stăm în casa lui Dumnezeu, nu spui un amin. Nu deschizi gura să cânți o cântare. Nu te bucuri la rugăciune, nu poți să te rogi, că tu ești cu gândul tot în altă parte. Nu vi se pare în seara aceasta, nu vi se pare că suntem de multe ori ca și familia aceasta. Vrem să arătăm bine pe exterior. Și în interior, poate de multe ori suntem oscilanți cu Dumnezeu. Știți ce ar vrea în seara aceasta? Să ne dea Dumnezeu lumina să înțelegem. Atâta vreme cât se poate repara, repară. Nu repara ca și David când îți arse holdele. Nu repara ca și David după 2 ani de zile, după ani și ani de zile. Nu, ci repară cât se poate repara. Să ne ajute Domnul să rămânem lângă El, ancorați de El puternic. Să ne ajute Dumnezeu. Să rămânem lângă copiii noștri, să rămânem lângă familiile noastre și relația noastră cu Dumnezeu să crească din zi în zi, să fim oameni puternici pentru El, pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie, să fie puternică, pentru că să știți, spune cuvântul Domnului că ce seamănă omul, aceea seceră. Să ne ajute Dumnezeu să semănăm. În împărăția lui Dumnezeu, să semănăm lucrurile care rămân valoroase pentru Dumnezeu. Dacă nu-i dăm copilului tot ce își dorește, nu-i bai, dar să-i dăm lui copilului nostru, să-i dăm pe Dumnezeu, să-l vadă în noi pe Dumnezeu, să vadă în noi că noi suntem atenți la semnalele care vin dinăuntru, să ne dea Dumnezeu discernământ în vremea aceasta și să ne dea puterea să rămânem ancorați de El până la capăt. Amin.